Dragii mei, Dan Bursuc este aici. Bine ai venit, dragul meu. Avem o bombă în exclusivitate, nu? Da. Tatăl și-a recunoscut fiul. Da. Avem ceva nou în piața muzicală. Este pentru prima oară. Stai că ai microfonul închis. Ia-l pe ăsta deschis. Te pup, Leno. Ai venit cu Leno astăzi? Da. Fiul meu, feciorul meu. De fapt, ei toți sunt copiii mei, așa pot să-i numesc eu, care fac parte de la mine, de la școala mea. Bomba anului este vorba de Dănuț Ardeleanu cu tatăl lui Nicolae Guță. Da. Dar fii atent, în primul rând salut formația. Da. Aș vrea să vorbim de asta un pic mai târziu. Ai venit cu elevii de la școala ta, cu Mălina și cu Conjo. Cu florile din grădina mea. Adică domnșoara Mălina este o floare din grădină, nu? Da, e o floare din grădina mea, e o frumusețe de fată și cântă extraordinar de bine. E pentru prima oară care apare la tine în emisiune. Da? Să-i dăm o piatră în gură, nu? Îi dăm tot ce vrea ea, să numai să fie bine și plăcută pe piața muzicală. Păi eu zic așa, hai să ne cânte Mălina, după care ne spui cum a fost întâlnirea dintre Nicolae Guță și fiul lui. Cum să nu, să vă povestesc numai lucruri frumoase, dar... Avem și imagini, iată, deci amândoi pregătesc o colaborare muzicală, mamă, da, venim cu, deci, cu în sfârșit... lucruri noi și frumoase între tată și fiul. Stai așa, păstrăm surpriza, ne cântăm Mălina, treci, draga mea, la cântare aici. Hai, Mălina, aici, cu curaj, melodia, să înveselim lumea. Buni părinți din lume mi-au dat viață, mi-au dat nume. Am ce vreau, am viitor, of, of, numai datorită lor. Când voi m-ați adus pe lume, ce v-ați bucurat de mine. La Dumnezeu v-ați rugat, mai buni părinți, pentru mine sunt doi sfinți, oameni de bună credință, of, of, părinți buni și de cuvință. Tot ce-ați făcut pentru mine, datoria mea rămâne, să vă ajut la bătrâne. Toate calitățile. Bravo, Mălina, și felicitări, Dane, că ai făcut, uite, ai mai descoperit un artist.
Păi da, nu era normal să mai vină ceva în grădina noastră, o floare normal, atât de frumoasă, cu o voce atât de minunată, care am tot încrederea că anul ăsta voi răzbi cu ea și voi face lucruri frumoase și bune. Ea o să vină cu momentul ăsta de muzică de petrecere. Deci la Dan Bursuc o vei găsi în taraful meu pe Mălina cu muzică de petrecere pentru toate sufletele din România. Pentru că vorbeam de Nicolae Guță, cel care și-a recunoscut, iată, al câtelea e, al 11-lea sau al 12-lea, Dani? Păi el mai știe, el și știe. El și acum, știe. Eu acum, dacă poți să ții 1, 2, 3, 5, eu știu cât mai are el, el poate să știe cel mai bine. Este la telefon Narcisa. Aș vrea să-i spun la mulți ani pentru Alberto, pentru că astăzi este ziua lui Alberto. Și la mulți ani și din partea mea pentru fiul lui Narcisa și al lui Nicolae Guță. E un băiețel foarte talentat. Narcisa, ne auzi? Alo, da, te auzi, te auzi, Adriana. La mulți ani, Narcisa, pentru Alberto, să trăiască băiețelul, să te bucuri de el și să reușească în carieră. Și eu îi spun la fel. Mulțumesc. Și eu îi spun la fel. Și cred că o să fie singurul din copiii lui Nicolae Guță care îi va duce steagul mai departe și toată lumea vorbește că e un copil foarte talentat. Da, mulțumesc, da. mulțumesc. Narcisa, ce i-a cumpărat Nicolae Guță lui Alberto? Este un cadou secret, surpriză într-un cuvânt. O să-l dau la petrecerea lui, care o să ținem în seara asta. O să vină și Nicolae sau nu? Nu, el nu vine, dar dacă el este sănătos, asta e cel mai important. Ce-ți dorești pentru Alberto, Narcisa? Poftim? Ce-ți dorești cel mai mult pentru Alberto? Ce-mi doresc eu? Da. Îți dai seama că îmi doresc sănătate în primul și în primul rând pentru el și pentru toți copilașii din lume. Și în al doilea rând să ajungă exact ceea ce îl reprezintă. Îl reprezintă foarte mult pianul și simt și cred în Dumnezeu că va reuși să ajungă pe drumul cel mai bun și să cânte pe scenele cele mai înalte. Dacă Narcisa, și să te țină Dumnezeu sănătoasă și pe tine, că tu ești lângă el permanent, da, și mersi, tu mersi. Ai grijă de el și tu să fii sănătoasă. Pe lângă fiul tău. Mersi și copilașii tăi să fie sănătoși și soția ta și familia ta și tu. Să și rugăm toată lumea până la urmă. Mulțumim Narcisa! Sănătoși. Vreau să te întreb încă un lucru. Ce părere ai că, uite, Nicolae Guță l-a recunoscut și pe Dănuț Ardeleanu, drept fiul lui, nu? Nu pot să discut eu chestiile astea, e problema lui, nu știu, nu... Deci face Guță o echipă de fotbal, ce mai? Păi, cu rezerve și cu două, că e magnific. E magnific, nu? Bine, de mulțumim, așteptăm, draga mea! Așteptăm și pe tine, Adriana! Da, draga mea, vin la petrecere! Noi. Da. Hai, bine. Bine, te pup, mulțumesc. Te pup. Pă bune, deci l-a recunoscut? L-a recunoscut, eu n-am de unde să știu, l-a recunoscut. Mi-a spus, eu i-am spus așa, cu metraj, eu am o mare rugăminte la tine, băiatul ăsta te estimează, te respectă, te iubește, te divinizează de mic copil. Faptul că stă la două curs lângă el, eu am venit cu proiectul ăsta și am spus, vreau să facem un album care vreau să sune așa, așa tată, așa fiu. Se va numi albumul între Dănuț Ardeleanu și el. Și mi-a zis, cu cea mai mare plăcere, adică a fost de acord, am fost foarte bine primit la el acasă, am făcut patru melodii, am fost la Petroșani, un om minunat, el mă respectă foarte mult și mi-a zis, dacă tu consideri că trebuie să facem aceste lucruri și crezi că va fi ceva bun, și am explicat despre ce este vorba, că vom face un album care se va intitula Așa tată, așa fiu. Adevărul că asemănarea este izbitoare și fizic, dar și vocal, nu? Și fizic și vocal, cam la toate, să cred că nici copiii lui, că i-am cunoscut toată familia cu mătrului meu, Nicolae Guță, nu se aseamănă atât de bine cu Dănuț Ardeleanu. Și am spus acum, mă, și cu încă un copil la tine în curte, tu ești atât de mare și ești regele tuturor, cred că n-ar fi problema să ai grijă și tu de el. Dar mi-a zis, păi n-ai tu grijă de el. Dar atunci tu ai grijă de el ca să cântați împreună tot timpul și lumea să vă iubească și să faci și tu un lucru bun și frumos pentru Dănuț Ardeleanu. De ce bine că ai fost acasă la cumătru tău, Nicolae Guță, că s-a pus de o frumoasă colaborare, nu? Da, e o colaborare care își va dura foarte mult timp. Iată, anul ăsta vom scoate acest album, Așa tata, așa fiu, și știu eu, mai multe lucruri o să le dovedim pe parcurs. Eu zic să ne cânte Cojo, că ne apropiem de final. Îți mulțumesc, Dan Bursuc, pentru că ai venit astăzi aici, așa, nepregătite ne-a luat subiectul ăsta cu Guță și cu Dănuț Ardeleanu. Dar o să revin cu el în momentul în care va fi gata și piesele, că deja s-au făcut filmările astea, când vom fi
Ok, vom veni poate și împreună. Eu aici să prezentăm. Eu împreună pe amândoi. Știu că Dănuț este plecat la o cântare, da, în Spania. Ar fi fost și el prezent, da, astăzi aici. Mulțumesc din suflet, Dan Bursuc. Leno, îți mulțumesc, dragul meu, că ai venit la mine la emisiune. E frumos aici, păi, nu? Da, el e asistentul meu care mă sprijină foarte Am mult înțeles. Cu toții artiștii, cu toate florile din grădina noastră, nu, Misar? Da. Ce frumos. Mulțumesc și formației Cocoșeilor, vă mulțumesc mult. Ne cântă Cojo, la revedere, dragii mei, să aveți un weekend plăcut. Noi ne vedem luni cu alte și alte nebunii. Pa, 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 pa! Îngerii din rai, fericirea ce mi-o dai, că dar știi într-un minut ar coboră pe pământ. N-au nici îngerii din rai, fericirea ce mi-o dai, că dar știi într-un minut ar coboră. Niciodată n-am iubit așa, nici n-aș mai putea iubi vreodată pe altcineva. Nu știu ce să-ți fac, că te ador și-mi place până peste cap, și nu pot cu atâta fericire să mă mai împac. Oh,